Ne aflăm în grădina zoologică, unde este amplasat cel mai vechi cadran solar din județul Suceava, am putea spune o bijuterie. Măsurarea timpului a fost și este o necesitate pentru viața de zi cu zi, pentru toate activitățile umane. Și frumos scrie pe acest cadran solar, timpul vindecă, de Zeit heilt. Cadranul a fost făcut în 1865. A fost amplasat undeva în centrul orașului, pe lângă tribunal, dar din cauza unui furtuni, un copac a căzut peste acest cadran solar și l-a dărâmat. A stat zeci de ani ascuns undeva, în spatele muzeului, până ce actualul primar, primăria, l-a găsit și l-am amplasat aici, în grădina zoologică. Cadranul solar măsoară timpul cu ajutorul umbrii, umbrii lăsate de o tijă pe o suprafață plană. Principiul este foarte simplu. Datorită mișcării de rotație a Pământului în jurul Soarelui, evident că și umbra lăsată de această tijă pe un cadran gradat se va mișca și ea. Și atunci, evident, putem citi ora, să zic așa, timpul. A fost unul din primele sisteme de măsurare a timpului. Evident, cu foarte mulți ani în urmă, cu sute de ani în urmă, nu aveam ceasuri mecanice sau astea mai noi electronice. Numai că Pământul, fiind înclinat față de orbita pe care se mișcă în jurul Soarelui, apar mici diferențe între umbra dată de Soare, de tija cadranului solar, și timpul adevărat. Mai mult, Pământul nu se mișcă uniform în jurul Soarelui, ci se mișcă după legea ariilor, a doua lege formulată de marele astronom Johannes Kepler, și atunci timpul dat de Soare, de umbra tijii, nu este uniform. Din cauza asta, timpul solar se numește timp solar adevărat, este cel real. Ceasul nostru măsoară un timp mediu, un timp uniform. Și din cauza asta apar mici diferențe. Diferența cea mai mare este undeva prin noiembrie, de vreo 16 minute. Deci este un decalaj de 16 minute între între timpul dat de umbra tijii și timpul solar mediu, dat de ceas. De 4 ori pe an, cele două timpuri coincid. Una din aceste date a fost relativ recent, pe 13 iunie. Alături a fost instalat de primărie un mic panou explicativ cu un cod QR și vizitatorii care vin în parc pot să scaneze cu telefonul acest cod și obțin foarte multe informații într-un fișier PDF, evident. Aș mai face un apel la vizitatori să nu umble la tija cadranului, pentru că orice inclinare modifică precizia de măsurare a timpului. Tija a fost calculată exact pentru latitudinea locului în care se află cadranul solar. Din cauza asta, precizia este destul de ridicată în măsurarea timpului. Pe panou explicativ există și un mic tabel cu corecțiile care trebuie aduse la umbra dată de tija cadranului solar pentru a face concordanța cu timpul solar mediu, cu cel dat de un ceas. Vreau să menționez că în Rădăuți mai există încă două cadrane solare. Unul este în curtea școlii generale numărul 1 și unul este pe o casă particulară undeva la casa părintească a părinților mei. Despre acest cadran solar vreau să spun că a fost recondiționat. L-am pus în stație exact cum trebuie. Vreau să mulțumesc primăriei, în primul rând, pentru sprijinul acordat și tuturor celor care m-au ajutat pentru realizarea acestui proiect de a pune în evidență un cadran solar atât de vechi. După cum am spus, cred că este cel mai vechi din județ de la noi și este o mică bijuterie, aș putea spune. Este un cadran foarte, foarte exact și vă invit să-l vedeți, să-l admirați și să măsurați timpul cu ajutorul lui.